E beneficiarul harului lui Dumnezeu. E bine, Elisaveta? E tot în regulă? E și pe poate că o presiune așa emoțională mai mare, e și oboseala, voi ați fost și implicați, nu vă speriați. A curs un pic de sânge pe nas, da? Și mie încurgea când era mai tânăr așa, acum nu prea mai curge. Acum nu prea mai curge nici prin mușchi, nu prea mai curge. S-a cam încetinit viteza sângelui. Cu toate acestea, de 1 mai am alergat 18 km într-o zi. Așa, alergare ușoară, nu m-am forțat prea tare. Aș vrea să trecem la următorul. Dragilor, am simțit prezența lui Dumnezeu într-un mod deosebit aici. M-am rugat pentru voi, nu sunt proroc, vreau să specific de la început lucrul ăsta, dacă mai scrie unul altul pe Instagram, am o cauză înaintea Domnului și eu zic, care e cauza? Oh, frate, am crezut că ești vasul Domnului. Nu, sunt hârleț, îți greblă, lopată. Păi, vasul Domnului sunt. Ah, dar am crezut că sunteți vas de lucru. Nu, îți vas de batjocoră, de ocară. Păi, de lucru sunt, că doar lucrez. Dar noi așa am pus, le-am făcut statuie la proroci, de nu mai există altcineva. Dacă poate să predice Biblia, dacă prorocul, este foarte adevărat că prorocul are statutul lui. Dar nu vă axați, cunosc un caz și îl cunosc foarte bine, cred că avea sute de proroci înregistrate, nu mai citea Biblia deloc, la biserică nu mai venea și acum este la limită de nebunie. Dacă nu se îndură Domnul de el, înnebunește. Deja are comportament de nebun. Grijă mare asupra fanatismului religios și sentimentalist care se încrede numai, da? Eu când am o prorocie, știți cum mă raportez la ea? Cu toată frica de Domnul și o mai ascult odată și încă o dată și încă o dată. Doamne, ce ai vrut să spui aici? Și mă rog Domnului să mă întărească. Adică o prorocie este un mesaj foarte serios care vine de la Dumnezeu. Dar el n-a luat nicio măsură și vrea iar să-i vorbească și iar și iar o formă din asta de obediență teologică. Înainte de a trece la câte întrebări să luăm, aici sunt multe, măi fraților, ce aveți de gând, ce credeți voi că noi? Doamne ferește, aici sunt sute de întrebări. Dar luăm câteva în funcție de cele mai votate. Haideți să vă întreb pe voi, să luăm așa, 5, 15 sau 20 de întrebări? 5, ok. Haideți să le luăm la rând și vedem cum ne încadrăm. Îi 5 fără 5. Până la fix, o să mai mergem un pic. Ce vreau înainte de asta, ați venit în pauză și m-ați întrebat legat de plata online pentru cărți. Acolo la cărți veți găsi un semn de carte cu conturile bisericii. Faceți o poză doar cu dorința de a specifica cărți, donație, plată, cărți. De ce? Ca să nu îl complicăm pe casier și pe contabilul nostru să știe cum au intrat banii aia. Nu prea mă pricep, eu nu am legătură cu banii bisericii, noi doar decidem împreună la nivel de comitet, avem casierul, avem o doamnă contabilă care pregătește actele și o altă doamnă contabilă șef cu drept de semnătură care le pune la punct. Deci avem o transparență foarte, foarte, foarte bună și de aceea, ca să-i ajutăm, scrieți acolo donație, cărți, Onisim sau cum vreți, dar neapărat să fie donație, cărți, ca să știe contabila cum au intrat banii aceia acolo. Puteți să luați cartea sau cărțile și dacă nu le aveți și faceți voi donația, dacă mai faceți. Bun. Ce rol joacă alimentația în vindecarea emoțională? Foarte mare. Nu o să vă vină să credeți cât de mare. Dacă ați ști câte probleme pleacă de la alimentație, mâncatul compulsiv trimite spre afecțiuni emoționale, spre probleme emoționale. De aceea, un echilibru alimentar. Probabil că și obișnuit de mii, dar eu mănânc foarte puțin. Foarte puțin, la nunți, am fost la multe nunți. Dacă era după mine, arătam ca un pop adevărat, dar așa. Eu mănânc de la aperitiv câteva lucruri, măslinele, câteva felii de ardei, un pic de mozzarella, aștept supa,
supăr, de lenească nu se compară cu nimic. Mi-am luat bagajul, m-am dus cu plicul și am și fugit. Nu cumva să mă ajungă din urmă mirosul de sarmale. Și am plecat. Gata, mă duc acasă. Deci e foarte important să mâncăm echilibrat, sănătos și bine. Mâncarea joacă un rol important în vindecarea emoțională. Pentru că, de exemplu, mâncarea compulsivă, dezorganizată, poate da diabet, creștere în greutate, scăderea stimei de sine, boli, probleme la tiroidă și toate astea, presează pe psihic. Și atunci nu mai primești complimente, nu mai ești apreciat. Prin mișcare, de exemplu, eu aș introduce aici și sportul, se eliberează foarte multe toxine din organism, prin transpirație. Deci, da, nu vrem să cădem în extrema de ziua șaptea, de a predica numai asta, cum a zis o soră, așa predică a avut păstorul nostru, o oră și ceva a vorbit. Eu în viața mea n-am auzit așa predică. Dar ce a vorbit soră? Păi ne-a convins cu argumente solide, științifice, că lebăda-i gâscă. Mă, mustre-l conștiința să-l mustre, mă. Eu am crezut că el îl predică pe Hristos și pe răstignit, nu lebede. Ca să aibă justificare să taie lebede, nu știu la ce se referă. Să mănânce ceafă de lebede. Da, și cea mai votată dintre toate înseamnă că e o problemă, da? Deci aveți grijă mare, mâncați echilibrat. De exemplu, eu dacă mănânc seara târziu, toată noaptea mă zvârcolesc. Nu pot să beau cola seara, nu beau deloc. Nu m-a convins Cristiano Ronaldo, am fost convins înainte de el. Dar nu beau. Am mai văzut niște documentare pe aici, pe acolo. Și am mai studiat că toți care lucrează la fabrica de aceste sucuri, toți le-au interzise celor din familia lor. Ei nu consumă. Că știu ce e acolo. Mâncarea asta de tip Facebook, fast food, în grabă. Eu mănânc în grabă, că nu am vreme. Din cauza voastră și altora care mă aleargă dintr-o parte în alta. Dar când știu că și mănânc în grabă, nu mănânc foarte hapsând, ci mă rezum, mănânc mai puțin tel, ca să reușesc cât de cât să rămân în echilibru. Că altfel poate să fie probleme. Da, deci joacă un rol important. Nici la McDonald's. Era să zic, la astea de fast food, ca să nu dau nume, nu. De exemplu, Mac, Chica, nu știu ce, pe acolo, ăla din gâți. De găină. Din gât de găină. Ați înțeles bine. Se face oase măcinate. Ați văzut cum se face parizerul sau cum se fac cremvuștii. Ferească-vă Dumnezeu. Dacă vreodată mă aveți oaspete, să nu vă prind că îmi puneți cremvuști în față sau cârnați sau altceva, că puteți să-mi puneți, dar le mâncați voi după aia. De la sarmale, de exemplu, îmi plac sarmalele, dar cel mai mult îmi place smântâna cu pâine de la sarmale. Am fost într-o relație și în timpul relației am fost înșelată cu relații intime, mult timp. Cum pot să ajung să iert în totalitate? Vă dați seama prin ce trec unii? Și au venit aici și-s cu noi. Au zâmbit la noi, au mâncat cu noi la masă, au băut un pahar. Aș vrea să întreb, eu vreau să stau de vorbă cu prietenele acestei fete. Voi știți de necazul la fata asta? Ați văzut pe fața ei că suferă în adâncul inimii ei? Să luați o zi de post pentru ea. Să vă rugați pentru ea. Noi nu ne dăm seama că terapia e în proximitatea noastră. Tata poate să fie vindecare pentru mine, mama, sora, fratele. Ceea ce ai reușit să scrii aici este strigător la cer. E foarte greu. Deci nici nu știu ce să spun. No, m-am dus imediat cu gândul la Osea. Vorbeam aseară despre el. Încearcă să treci peste... Să ierți. Asta ne învață Domnul să iertăm. Nu înțeleg exact dacă e vorba de căsătorie. Că am fost într-o relație și în timpul relației am fost înșelate cu relații. Deci nu este vorba de căsătorie. Fugi de satana cât mai poți!
E diavolul întruchipat ăla. E un prea curvar. Doamne, bine, am crezut că e căsătorită. Și era un pic mai greu. Dar dacă nu v-ați căsătorit și deja te înșală, când tu ar trebui să adormă cu tine în gând și să se trezească cu tine în gând și să te vadă ca pe cea mai frumoasă floare și prințesă și el te înșală, înseamnă că nu dă doi bani pe tine. Păi ce crezi că după aceea toată viața va face așa? Fugi cât mai departe. Cât mai departe. Dar îți dai seama ce caracter să ai, mă? Adică eu sunt într-o relație în vederea căsătoriei, că doar nu vorbim de altfel de relație. Doamne ferește! Mă, bun, și am ajuns la o înțelegere cu fata aia și i-am dat speranțe. Cu băiatul ăla și i-am dat speranțe. Mă, cum poți, mă, să-ți permiți să umbli? Eu asta nu pot să înțeleg. Nu pot să înțeleg. Deci iartă rana care ți-a făcut-o. Dar părerea mea, dacă aș fi păstorul tău, nu te-aș cununa. Te-aș trimite la altă biserică. Pentru că mi-aș da seama că ești inconștientă și după aceea vii și cu vreo doi copii după tine și după aceea vii și cu alte probleme. Deci eu nu îți recomand să-i mai dai lui șanse. Iartă-l că te îndeamnă Dumnezeu să-l și până la urmă nu e al tău. El e al lui. Da? O persoană, o străină, un străin, o străină care ți-a dat speranțe, te-a dezamăgit, mergi mai departe și gata. Da? Așa văd eu lucrurile. Cum să gestionez problema overthinking-ului? Adică e vorba de tornada aia de gânduri care vin dintr-o dată. Over. Da? Depinde ce țară e. Overthinking-ului. Bun. Deci aici avem psalmul 94 cu 19, cred, zice așa. Când gânduri negre se frământă cu grămada în lăuntrul meu, și împărații au trecut pe unde treci tu, mângâierile tale mă înviorează. Este extraordinar. Lasă-te mângâiată de Dumnezeu. Lasă-te mângâiat de Dumnezeu. Când gânduri negre vin cu grămada asupra ta. Doamne, citește un verset din Biblie, vă recomand să citiți psalmii. Psalmii sunt cele mai realiste creații literare, căs din viața de fiecare zi. Dar mai zice Pavel ceva în Roman. Noi răsturnăm izvodirile minții, că mintea izvodește multe și verzi și uscate, și adevărate și minciuni. Și orice gând, ce facem cu el? Îl aducem la picioarele crucii Domnului. Îl fac rob ascultării de Hristos. Da? Cam asta este lupta. Spunea Martin Luther că gândurile sunt ca niște păsări care zboară pe deasupra casei noastre. Nu le pot opri, că-s păsările cerului, e cerul lor. Nu le pot opri să zboare pe deasupra, prin mintea mea. Dar le pot opri să-și facă cuib. Nu lăsa gândul să se cuibărească. Pentru că semeni un gând, culegi o faptă, semeni o faptă, culegi un obicei, semeni un obicei, culegi o veșnicie. Era gândul acela foarte frumos. Cine este tatăl minciunii? Satana. Următoarea întrebare. De ce ești, de ce ați spus despre femei, după ce ați spus despre femei, se mai merită să ne însurăm? Îmi pare foarte rău, nu știu ce ai înțeles tu. Dar eu am spus despre femei că ele conduc planeta, că ele dau culoare casei, că sunt niște ființe incredibil de minunate pe care Dumnezeu le-a creat, deci să ne înțelegeți. Dacă mă suspectați de misoginism, ați greșit adresa. Chiar nu sunt misogin, dimpotrivă, am un respect aparte. Imaginați-vă că soția mea este prima prietenă pe care am avut-o la 23 de ani și la 24 m-am și însurat. Eu așa am învățat să mă raportez la fete ca la niște prințese ale lui Iisus Hristos, cărora îmi este interzis să le dau speranțe. Mi-a fost frică să, știu eu, să mă pup cu fete sau altceva, din respect pentru ele. Da? Deci la ceea ce eu am spus despre femei, caută să te însori dacă vrei să-ți găsești rostul în viață.
De fapt, însurătoarea, dragilor, dragi băieți, dacă mi-ați adus mingea la fileu, mergem un pic mai departe, însurătoarea nu înseamnă că eu sunt un individ care caut o altă persoană, ca să ne înțelegem bine. Nu! Eu sunt incomplet. Eu sunt jumătate și în căutarea mea de măritiș, de însurătoare, îmi caut cealaltă jumătate. Eu, fără soția mea, sunt vai și amar de capul meu. Cu cămașa boțită, cu sufletul amărât de dor. Dacă ați ști cât de dor mi-e, am insistat la frații de la Carlsruhe, am zis, hai mă, să căutăm un bilet pe mâine seară. Mă. Am căutat toate variantele posibile. Dacă aflați vă una, să-mi spuneți. Ca să nu mai stau și luni, să ajung duminică noapte acasă, luni să fiu cu familia. Da? Deci să înțelegem lucrul acesta. La ceea ce am zis eu despre femei, trebuie să te motiveze și mai tare. Uitați-vă ce spune Proverbe, capitolul 30. Bărbatul ei o laudă la porți, deci bărbatul e ei. Că eu sunt șef, tu ești șeful ei, tu ești al ei. Apoi copiii ei sunt ca niște lăstari în jurul casei. Și copiii săi ei. Și auziți ce zice mai departe. Ea își zidește casa și casa e a ei. Și ce bine că numai așa e în siguranță. Numai așa e pe mâini bune. Dumnezeu să binecuvinteze toate domnișoarele și doamnele. Eu cred că voi ați înțeles exact ideea, da? Deci cred că ați înțeles-o exact și grăbiți-vă să vă însurați până nu e prea târziu. Ce faci dacă o fată îți dă sin? Fata asta, fata e inteligentă, mă băiatule. Măi, ea niciodată nu... Sin, hai, cu unul. Ea niciodată... Le traduceți voi la părinții acasă, că să uite săracii ca pisica în calendar, că nu înțeleg, dar eu, dacă eu nu vă știu pe voi, nu vă știe nimeni. Și fata inteligentă niciodată nu va veni să spună nu-mi place de tine, nu mă mai căuta. Nu va face. Are atâta delicatețe în ea. Și este, consideră-l un act de onoare pe care ea îl face că îți dă sin. Pentru că dacă mai insiști și nu înțelegi, când îți zice am studii de făcut, mă, fata abia așteaptă să se mărite. Când îți zice că are ca prioritate studiile, este o formă elegantă de a zice că nu vă potriviți, nu-i place de tine, dar nu neapărat că ești urât, ci pur și simplu nu ești pe criteriile ei. Ori ești prea mic, ori ești prea înalt, ori ești prea cheu, ori ești prea creț. Ea are niște tipare. Ce să faci? Du-te mai departe, ești bărbat. Încearcă la altă masă. Nu rămâne însurat acum. Dacă am ține cont de aceste reacții de pe Insta Story, băi, i-ai dat-o inimioară o dată, a doua oară, a treia oară. Băi, dacă îi dai și a patra oară, să prind și ăia alți că ești disperat după ea și ei nu-i place de tine. Și acum nu dați inimioară roșie din prima. Dă ceva alb, albastru, vezi, încearcă. Cum s-a dus unul săracu. Acum trebuie să fim atenți. Bun, îl cunosc. Să duce prima dată, na, bine, în cele din urmă a acceptat să se întâlnească cu el, dar după cum a pus problema, eu nu mă întâlneam. Că era clar că, na, hai să ne vedem. Și se duce cu o roabă de trandafiri. Bă, împarte roaba pe următorii 10 ani, că-s cum trandafiri. Că dacă îi dai de la început așa, după aia trebuie basculantă, după aia, ce faci? Trebuie să-ți faci seră la tine acasă. Deci trebuie să fii, te duci din prima, gata, o iei în braț, eu, băi, stai, liniștit, că nu-i nevastă ta. Îi până la urmă e o domnișoară, încet, încet. Și voi, fetelor, nu săriți imediat în gâtul lor, că se sperie. Cum să controlezi gândurile care te frământă, le faci robe ascultării de Hristos, am vorbit despre asta. Este păcat să fii într-o relație care nu e intimă și începe ceva ani înainte de căsătorie cu o fată, cu gândul de căsătorie, au fost frați serioși, pe care eu îi respect. Păstori, consilieri,
care au stabilit ceva și cred că e adevărat ce au stabilit. Că o relație în vederea căsătoriei nu are voie să fie mai puțină de 6 luni de zile, dar nici mai lungă de 1 an jumate. Ajungeți la păcat. Dacă a trecut 1 an și jumătate și nu v-ați căsătorit, veți păcătui. Asta înseamnă că fata trebuie să aibă minim 19 ani sau 18 și băiatul minim 22. Că dacă tu ai 14 ani și ai pus întrebarea asta, niet. Păi ce ți-i madine? Păi zici, eu am 14 ani, el are 13. Măi, dar când înțelegi că nevasta lui are 5 ani? E de vârsta la fiica mea. Ăla de care te-ai îndrăgostit tu ar putea fi ginerele meu. Și îl crești, îl crești, îl aduci la 18 ani și toate frustrările adolescenței lui și vine o puștoaică din asta de 14 ani, tu deja 21 și ți-l-a suflat de sub nas. Și ajungi în depresie. De aia, dacă te gândești la o relație în vederea căsătoriei, 18-19 ani fata, 21-22 de ani băiatul. Că nu te poți însura pe alocația și pensia lui tata. Tu trebuie să oferi ceva. S-a făcut un studiu că în mintea femeii nevoia de siguranță și nevoia de iubire concurează așa. Când e una mai mare, când e aia mai mare, când... Adică cam pe același taler. Zice, nu, nu mă iubește. Păi, dar nu te iubește, măi, că e foame. Ea te iubește când se simte în siguranță. Tot numai pe roșu e becul la motorină. Numai pe roșu. Tu nu poți nici măcar să-i pui... Merge cu trenul. Adică trebuie să-i oferi o siguranță acelei femei, acelei fete. Deci, fete dragi, nu vă jucați. Nu vă jucați cu focul. Nu intrați în relații. Că suferiți și păcătuiți și adunați păcate și ar fi păcat. Deci, da, este păcat să fii într-o relație pe termen lung. Ce înseamnă termenul? Dar ce? Dar nu avem aici... E normal să am dubii sau întrebări la început de relație cu o persoană sau ar trebui să fiu sigură 100% și apoi să începem o relație de prietenie? E undeva cam la mijloc. V-am spus, eu din prima întâlnire cu soția mea, am fost sigur că ea va fi soția mea. Dar eu eram într-o permanență legătură cu Dumnezeu în rugăciune și post. Eu nu ieșeam cu fete ca să... Că ce se întâmplă când ai o relație, două, trei? Se distruge discernământul. Tu nu mai ai coerență intelectuală, nici teologică. Și nu mai ai un pas cu unul, mâine cu altul, o fi, nu o fi. Nu mai ai discernământ. Și când vine el, bărbatul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru tine, tu nu mai știi, 100%, ne-100%, nu mai știi. De-aia vă recomand, fete și băieți, să vă păstrați curați. Fiți neutri. Vorbiți frumos cu toate fetele. Până când într-o zi una dintre ele îți va trezi în mod special interesul. Comportați-vă frumos cu toți băieți. Că s-ar putea pe unul pe care îl detești, ăla să fie bărbatul tău. Nu știi că s-ar putea să vină o iubire peste tine și să-ți fie drag de el. Deci... Dar, asta e la început, dacă îmi vine vorba de logotnă, de căsătorie, nu 100%, 120% să fii sigur, că altfel ești terminat. Dacă tu intri cu dubii, nu știu exact dacă chiar e pentru mine, dacă chiar suntem unul pentru, dar mă mări totuși. Nu, 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 oprește totul înainte de a distruge și familia, vă dați seama. Vin oameni la nuntă, la... Deci nu e un lucru ușor. Am fost mințit de un frate, 42 de like-uri. Înseamnă că știu și alții cazul din biserică, iar acum trebuie să suport consecințele pentru mulți ani. Cum pot să nu mai regret că am avut încredere într-un mincinos? Simplu. Astăzi să ieși de sub blestem. Blestemat este omul care se încrede în om. Binecuvântat e omul care se încrede în Domnul. Ce vrei mai mult decât atât? Dar, dragă celălalt frate, care l-ai dezamăgit, ai văzut cum au zis în final? Am avut încredere într-un mincinos, trădare.
este un act foarte mare de lașitate, de diabolic. Când a fost asasinat Cezar, știți că s-au folosit de Brutus, de băiatul lui, a semnat și el și a venit și el cu complot împotriva lui. Și era aproape pe moarte, curgea sângele din el ca apa. Și s-a uitat, așa a murit Cezarul Romei. S-a uitat țintă în ochii lui, a fiului lui. Și a murit cu cuvintele astea pe buze. Și tu, Brutus, și tu, și tu, între trădători, tu, copilul meu, zice David, tu, fratele meu, care mâncam bucățica. Dragă frate mincinos, pocăiește-te. M-a sunat un frate care a fost pus la ordinare. Seara, măi, au stat la pizza împreună. Suntem cu tine, suntem cu tine, tot avem noi, 75% vei avea. Și când au venit alegerile de duminică dimineață, numai familia lui l-a votat și mai câteva rude. Niciunul dintre mincinoșii ăia, trădătorii ăia, Iuda l-a pătrat! Uite ce produci în mintea acelui om pe care îl trădesc când ți-a încredințat un secret. Nu mai are încredere în biserică, nu mai are încredere în slujitori și nu mai are încredere în Dumnezeu. Știți că moartea trădătorului se va naște din trădare. Cu ce măsură ai măsurat, cu aceea ți se va măsura. Mai una care are 22 și închei, că e târziu, e și 20. Și trebuie să ajungeți, nu băgați motiv după aia că ați întârziat la conferință de nu vă duceți la biserică. Poți să te machezi ca femeie. Dar nu puteam să opresc înainte. Dragi fete, cum să te machezi? Ce e aia? Credeți că suntem habotnici? Noi nu știm că vă duceți și vă cumpărați o cremă, un coenzima Q10 plus ultra, vă cumpărați o cremă de față, hand cream, body lotion. Bărbatul se duce, ați văzut vreodată vreun bărbat care să se spele cu șampon pe cap și pe corp cu gel duș? Majoritatea ce prind la mână cu ăla din cap până în tălpi. Cine a inventat pentru păr, pentru corp, loțiune de păr, clătire pe... Cine are timp de așa ceva, frate? Când vii de la betoneră cu genunchii plini de... Intru în vană, ce prin la mână, dă-i pe cap și du-te repede. Și o să mai experimentați un lucru. Niciun bărbat nu ia cu el haine de schimb când se duce la duș. Asta e statistică făcută, 99%. Numai, iubita, adu-mi ceva să mă îmbrac. Bă, dar tu acum ai intrat în baie, mă. Și curios că ea niciodată nu-l critică. Îi duce. Eu nu i-aș duce. Mă zic, să aduc o dată, de două ori, de trei ori, a patra oară și ceva. Bună ziua. Dar nu vă dau idei rele. Dar fetele sunt altfel. Băieți, nu fiți habodnici. Măi, trebuie să iei loțiunea aia. Pentru că ea are părul lung și părul-i podoaba capului ei. Unu-i pentru tratament împotriva la mătreață. Unu-i pentru luciul la păr, altu-i pentru volum, altu-i anticădere, altu-i alt îmbătrânire. Femeia nu-i bărbat. Are părul un pic mai lung decât noi. Și părul se încarcă. Odată am nimerit loțiunea aia care o dă pentru nu știu ce, cheratină, nu știu, și dă-i cu ea pe cap, pe corp. Iubire, hai rapid aici, ce? Nu știa ce s-a întâmplat, o crezut că mănecă în vană. Și a zis, ce panoramă de gel e ăsta că nu face nicio spumă? Dar am auzit un alt caz în care tatăl era mai în vârstă și știți că bătrânii nu știu ei multe chestii așa și a luat fixativul, că a văzut că se dă cu spray sub braț și a luat fixativul și s-a dat sub. Închei cu... Am vrut să fiți un pic mai... să vă dezmorțiți puțin, dar vreau să vă spun, dragi fete, dar de ce v-ați machia? Cremele astea le înțelegem, pe toate le înțelegem de la A la Z.
Dar când vine vorba de machiaj, voi înțelegeți că tinerețea în sine e o valoare și e frumoasă, o fată originală. Dragi băieți, câți dintre voi vă place ca o fată să fie machiată excesiv? Mâna sus. Nu cred. Pentru ce vă cheltuiți banii? Degeaba. Bun. Câți dintre voi băieții iubiți să aveți o prietenă și o soție naturală, așa cum a lăsat-o Dumnezeu? Nu pot să cred. Na, fetelor, ați scăpat de o cheltuială 250 de euro pe săptămână. S-ar putea ca cineva care e mai serios în felul lui să fie ispitit poate de momentele acestea, dragilor. Nu uitați că și noi suntem tineri, numai așa îi câștigăm pe acești frumoși de băieți și de fete, acești minunați copii ai lui Dumnezeu, nu-i mai criticați. Coborâți-vă aproape, mă vulnerabilizez, s-ar putea să-mi iau hate. Dar mi-l asum, de dragul vostru, că mi-e drag de voi, nu compromit principiile biblice, dar în același timp vreau să plecați acasă bucuroși. Nu, a venit ăla din România, nu m-a dat pe noi, nu m-a ne-a criticat. Așa nu puteți să ziceți. Dacă ziceți asta, păcătuiți. Și dacă se întâmplă, avem pe Domnul Iisus Hristos. Dragilor, eu vă spun că m-am simțit atât de bine cu voi, credeți-mă. Vă spun sincer lucrul acesta. Mi-a fost drag de voi de la început și vreți să vă spun ce a fost cel mai tare? Modul în care v-ați rugat. Măi, voi vă rugați, măi. Parcă m-am simțit la noi la Betleem. Domnul să vă întărească. M-aș bucura ca părinții voștri să vadă că v-ați întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și să spună, te laud, Doamne, că ai lucrat schimbare în viața fetei mele, a băiatului meu. Și data viitoare să zică, te las, dacă vii la fel ca data trecută, te las. Dar mi-ar plăcea să țină mai mult de 2 zile. Haideți să fim serioși, mâine dimineață ne ducem la biserică, ne rugăm, unde ați fost? Ne-am întâlnit cu Domnul, Domnul s-a atins de mine. Vă spuneam de rugăciunile și cu astea închei. Ne vedem dimineață, mâine seară-s la Carsule. Și vă spuneam, m-am rugat pentru unii dintre dumneavoastră. Nu sunt proroc, dar îl rog pe Dumnezeu, când mă rog, să-mi dea darul acesta de mijlocire, așa, să-mi descopere prin darul de cunoștință unele probleme așa mai mari care vă frământă. În felul ăsta m-am rugat. N-am daruri speciale, n-am nu știu ce. Mă lupt acolo să stau aproape de Domnul. Vă îmbrățișez pe toți. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească mașina în drum spre casă, să conduceți prudent, că vrășmașul să luptă, așa să luptă, să vă facă rău, rămâneți aproape de Domnul. Rugați-vă, când vedeți cartea aceea mea, mai sunt acolo, deci dacă n-ați avut bani la voi, puteți să luați, faceți o poză la semnul ăla, intră banii direct în contul bisericii. Când vedeți acasă, măi, Onisim botezatul, 2 minute dacă te pui pe genunchi, Doamne, cine știe pe unde îi? Săptămâna viitoare, adică, da, într-o săptămână jumate împreună cu familia ne vom deplasa în America, în zona de nord și Canada. Avem acolo o conferință, vin foarte mulți tineri, o să fim la Chicago, la fratele Ionescu, la un alt eveniment. Mergem un pic și în Atlanta la o verișoară de-a soției, la niște verișoare de-ale soției. Slujim mai mult acolo, rugați-vă pentru noi, ne ducem cu toată familia, să ne dea Domnul biruință și să ne întoarcem cu bine. Și dacă nu ne mai vedem aici, să ne vedem cu bine în cer. Domnul să vă binecuvinteze, vă iubesc!